Caz șocant în Gorj, un tânăr de 28 de ani a fost preluat de un elicopter zmurd după ce a căzut într-o țepușă de fier care i-a străpuns anusul și i-a ieșit prin abdomen. Tânărul a sărit gardul în curtea soacrei când a căzut din bucata de fier beton ce susținea o tufă de trandafiri. Soacra tânărului era plecată în concediu și l-a rugat pe bărbat să-i mai verifice locuința din când în când. Într-o seară tânărul a mers la casa socrilor, doar că uitase cheile și a decis să sară gardul. A nimerit însă într-un fier de beton. Tânărul a ajuns inițial la spitalul din Târgu Jiu, unde a fost operat de urgență, dar starea lui de sănătate s-a agravat. Este un pacient care a suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu 11 zile, în urma unui accident casnic. În momentul în care a sărit gardul, a căzut într-o țepușă care i-a produs o plagă penetrantă profundă, s-a intervenit chirurgical, s-au făcut procedurile chirurgicale necesare, a fost externat, după care au apărut complicații, motiv pentru care se trimite într-o clinică universitară. Bărbatul a fost transferat cu elicopterul zmurt la o clinică din Târgu Mureș, dar starea lui de sănătate este gravă.